Merge, mă, chestia asta aici, pornim microfonul, alo, probă, 1, 2, 3. Hei, salutare tuturor, sunt eu, T-Rex, și bine v-am regăsit la un episod din Tiny Dino World. Ați trecut ceva venit de când am jucat Tiny Dino World și o să vă zic eu din ce cauză. Au existat câteva probleme tehnice la joc, fiindcă n-am lansare cel la nivel global, serverul nu prea au rezistat bine și au existat ceva probleme cu logarea, cu loading screen-uri, o chestie de genul, adică stăteam la un loading screen de la frate, vreo 5 minute stăteam în pui mie să încarce, știi, craniul ăla care face pe ecran acolo, care face el din fălci așa mereu, știi? Ăla, loading screen-ul ăla, ăla era o problemă micuță, frate, și încă mai există, încă nu pot să joc jocul ăsta pe telefon, fiindcă nu se conectează, nu înțeleg de ce nu se conectează la internet sau chestii de genul, habar n-am, sper să rezolv problemele astea, dar cui pasă eu joc pe calculator, așa că nu mă interesează, ăștia care fac pe telefon e o problemă mare pentru ei, dar hai să vedem ce noutăți mai avem noi pe aici, fraților, și... Să ne poate deblocăm vreo specie nouă, vreun dinozaur nou, ceva puternic acum, că văd că există destul de multe posibilități. Avem încă arena Dino Taranso, mai avem oferta asta încă, ce mai avem aici? Oh, asta cu Albertozaurul. Asta încă mai există, ești nebun? Ah, da, că nu s-a terminat, da, perioada, da, ok. Oh, și avem o grămadă chestii jos pe bara asta aici, holy mother of God, și aici. Ok, asta colectăm noi coins-ul prima dată. Uite, frate, vezi, când dădeam click pe coins, hai să colectez coins-ul. Stătea craniul ăla acolo, eu tot pe ăsta alerg, albine, stai așa, boss, că te ajut eu acum. Ăla e, gata, l-am luat. Stăteam așa vreo 5 minute, frate, de vezi? Acum, imediat, gata, instant, știi? Ia să avem mail-uri, o grămadă de chestii, recycle. Ia să vedem. Și în schimb, datorită acestei erori nenorocite și multe alte probleme tehnice pe care le are jocul încă, am primit niște soul gems. Deci da, ia zi-mi friends, mergem aici până la prietenași, dăm și la ei acolo send, uite, le trimite lor chestii dintre astea. Completăm misiunea din tipul ăsta. Intră boss aici, că avem destul spațiu și pentru tine. Ia să vedem unde ești. La turnuleț aici. Ia să vedem, punem astea cu poison. Care dă mai mult damage? Ăsta dă mai mult damage, ăsta are mai mult DPS. Bun, ia să vedem ce mai avem pe aici. Mai mă ușop în chestia asta, frate. Am început să mă înțeleg mai mult cum funcționează jocul ăsta. Uite, punem omulețul ăsta aici. Aici nu avem spațiu. Uite, nivelul 20. Ce e asta? Special Summon Amargasaur. Oh, la 1800 soul gems, primul un Amargasaur, ești nebun? Sau posibil, sau habar n-am, nu știu cum funcționează chestia asta, încă nu m-am lămurit. Dar sunt destul de aproape. Oh, uite, putem să colectăm. Am bănuți, pot să bag aici. N-am destul, ok. Ia zi, mai aici ce mai e, muncitorul nostru cel brav. Ok, colectăm. Așa, dăm pe chestia asta, îl punem iar la muncă să taie lemnișoare. Ia zi, pe aici, uite, colectăm în cărica, ia uite, niam-niams. Niam-niams pe un dinozaur. Bă, ce asta? Ce asta? Brav, nu știu ce, bla bla bla. Am primit o cască ceva. Hai mă, treceți la loc, hai. Ok, le dăm lor niște puncte. Uite, vedeți, frate, niște de-astea, vedeți? Chestiile astea de aici, de dreapta de sus, aia, că e mier sau ceva de... Nu știu, e un medicament pentru ei. Că trebuie să-l dau, știi? Să le refac viața ca să nu cumva să intre într-o stare asta, știi, de prou obosit, ca să poți să-i trimit înapoi la vânătoare, la muncit acolo, fiindcă... Uite cum să glice tipul ăsta aici, frate, uite cum să glice. LOL. Uite, vezi că... Băi, nebun, uite, asta e miericii care... Cred că asta e miere... da, uite, asta e miere, frate, asta e miere, asta e... Ce trebuie nou pentru indivizii și așa să-i facem bine. Uite, vezi, apăsăm pe asta aici, așa, uite, li se umple imediat chestia. Ok, deci avem nevoie de mai mulți apicultori dintre ăștia. Aici ce mai e? Ăștia la... asta e baraca unde punem noi trupele, așa. Bă, am început să-ți iei jocul ăsta, ești nebun? Uite, tipul ăsta aici e bine, mersi, hai să-l scoatem de aici. Ok, aici punem oameni să vindece, adică nu știu care e faza, frate, dă un boost de vindecare de o oră, știi? Adică pui aici un om și nu mai stă 7 ore să vindece, stă 6 ore, da? Bine, e cu oră mai mult și costă 1000 ca să deblochezi următorul plot, adică nu știu, mi se pare puțin ca mai urea, frate. Și avem misiuni pe care trebuie să le colectăm și pe astea. Uite, și aici stăteam destul de mult pentru chestia asta să le colectez, frate, deci cred că am luat jumătate de oră să colectez toate misiunile astea. Astea completate, gen, știi? Ok, astea sunt colectate, azi, pe aici s-a completat ceva? Nu aici, stai, aici. Aici nu s-a completat nimic încă, ia să hai să vedem că sigur mai avem noi ceva de scos de la summon, de la asta, iar să blochează chestia asta, fiar mai anabii. Dumnezeu! Craft Dinos, haide, uite frate, apăs pe tabul ăsta și nu merge, că toată apăs pe... Tabul ăsta de Craft Dino și pur și simplu nu mă duce alea, nu merge. Ia zi ceva, dinozauri noi pe aici, uite, o grămadă specii, frate. O grămadă shard pentru diferite specii de dinozauri. Și uite câți expasauri am, frate. Deci, uite cât de mulți poți să ai. 283 de shard-uri pentru ăștia, frate, poți să evoluezi cam toți dinozauri, ești nebun? Hai să extragem câțiva, o să-i țin aici ca un fel de, ăsta e ca un fel de depozit aici, frate, poți să-i ții pe toți, nu-i problemă, știi? Poți să pun aici infinit, poți să fii infinit acolo. Sunt bun că poți să-mi evoluezi dinozaurii, asta e tot ce contează. Ce se întâmplă? Altul care alargă albinele, băi frate, nu mai speriați bă albinele, bă, că nu mai produc miere.
Stai pe loc, boss, stai pe loc. Stai pe loc că te scap eu de ele acum. Aoleo, fugari ești, mă, fricosule. Se frică de niște albine în pui mei. Oricuia, mi-a des Albertozon într-o expediție și mi-a dus un os. Bă, e bun și ăla, nu? Ia, de puteți să-i facem level? Ce nivel e? Nivel 10? Vreau să-i dau growing. Oh, putem cu oșciorul ăsta. Ok, bine, putem să evoluăm Albertozaurul. Ia uite ce fericit e. Nivel 20 maxim, ia să-i, hai să-i dăm level acum. Uite, expasauri ăștia, frate. Băgăm expasauri frumos, la treabă. Nivel 15 de cât? Ok. Ia să vedem ce am putem să mai punem pe aici. Mai să punem pe tipul ăsta. Nivel 16, merge, perfect. Hai să le evoluăm acum. Poți să mai scot niște expasauri, să mai bag în el, să mai evoluiești. E șmecher, frate, îmi place. Ok, nivel 16. Ia să vedem. Hai să mai extragi niște expasauri dintre aia. Ok, ia să crafting. Uite, vezi, apăs pe asta de crafting, te să apăs de două ori, frate, ca să meargă. Mai extragem câțiva, mai evoluăm. Asta e farme cu jocul, frate. Bă, au început să se aducă destul de repede shardurile astea de expasauri, ești nebun? Ca ce am că, mamă, sunt bogat, am o grămadă, o mulțime. Bine, sunt multe, frate, 200 și ceva, n-am avut niciodată atât de multe. Dar totuși, iase, 1, 2, 3, 4, cred că 5 sunt ajuns. Nivel 18 maxim, nu? Ia stai, hai să mai scoatem unul. Hai să mai scoatem încă unul atunci. Ok, mai scoatem încă unul. Hai să scoate și pe asta. 17 și un pic. Bun, deci hai să punem, uite așa, să punem 2. Hai, lasă-l, boss, că știu. Și uite așa evoluăm noi frumos, Albertozaur, l-am făcut de nivel 18, dar ce nivel 18 doar? Te-ți dau cumva growing iară sau ce? Oricum, nu am ca să-i dau growing, din păcate. Ia să vedem, uite, avem pe tipul nostru aici, dinozaurul nostru de lupte, frate. Oh my god, dinozaurul nostru de arenă cu care am luptat meciul trecut și am pierdut mare parte de lupte. Ia să vedem tipul ăsta aici, putem să-l evoluăm și pe leveling, ia să-i dăm și lui level, frate, pe ei. Oh, putem să tot doar cu expasauri? Ok. Nivel 10, hai să mai scoatem unul. Hai să mai scoatem și pe ăsta. Bă, hai să punem așa totuși. Hai totuși să fie, știi, să-l facem și pe nivel 10. No, avem nevoie de putere aici. Pentaceratops ăsta nu e chiar cel mai bun dinozaur ca să-l folosești în arenă. Da, mă, care puternic acum, uite, nivel 10, uite cât de puternic. E 1000, cât e acolo? 18.000. 18.000 HP are cu 300 atac. Frate, e atacul slab, aia e problema la el. E atacul foarte slăbuț. Ia uite, am completat și niște chestii. Da, ți-a primit Soul Gems. Yay! Uite, am mai completat și aici misiuni. Frate, jocul ăsta e plin de misiuni. Deci e foarte ușor. Orice faci, nu te decât să te joci, frate. Așa e. PvP 2 time, performance, totem summon. Ia uite ce ușor. Ai văzut ce misiuni simple, frate. Adică sunt chestii pe care trebuie să le faci oricum intri în joc și asta e primul pe care faci. Uite, mergem frumos aici la totem. Invocăm niște dinozauri, ia să vedem. Cu dintre astea, cu zi, friends points astea, uite, așa se numesc astea, FP-uri, o să zicem FP-uri, frate, ce ești asta, o să numim friends points, o să numim FP-uri. Poți da cu 10.000? Ok, poți da cu 10.000, ia uite. Și acum să vezi, pică, aolo, nu face vreo prostie să-mi dai vreo rău, să-mi pierd FP-urile după aia. Uite, mai am încă 17.000, mai puteți mai dăm o dată, e nebun. Și ceva nou, ia să dăm. Sunt toți praf. Oh, ok, Minmi. Ok, e nou, frate. Bă, dar nu a dat așa de o steandă. Cu naiba. Beipirapterus. Uite ce față are ăsta, frate. Uranosa. Nu e chiar așa de bă, dar măcar de 3 stele, frate. E bun. E decent. Nu e cel mai bun, dar e decent, știi? Măcar sunt 3 steluțe, nu? Ok, astea. Încă una. Încă una și încă una. Și aici o să-mi pice încă ceva noi, astea, poate pică ceva de 4 stele, există șansă să-ți pice ceva foarte bun din chestiile astea, doar că mai rar. Aucasaurus, asta seamănă cu un Carnotaur. Ce zic, specii noi, frate, dinozaur micuți, dinozaur foarte zapă care poți să-i folosești de când la evoluție. Baruri, cred că asta e cu Elophysis. Și un Expasaur, frate. Ok, deci asta a fost cele 10 summon-uri, iasă. Și uite, am terminat deja misiunea. Nu mai trebuie decât să fac un PvP de vreo... Nu mai trebuie decât să lupt de vreo 2 ori și gata. Ia să vedem. Vreau să mă duc la arena, frate. Vreau să mă lupt în arena, frate. Fiindcă mie îmi place arena. Ia uite ce frumos. Mergem aici. Băgăm pe tipul ăsta la luptă. Ia să vedem. L-am făcut de nivel 10. A trebuit să fie puternic și să nu mai cedeze de data asta. Băi, ia să mă asigur că merge microfonul, că am oprit de câteva ori în greșeală și... E, da, nu vreau să vorbesc aici în zadar, nu vreau să vorbesc degeaba, știu că vă place vocea mea, știu că vă încântă vocea mea. Pentaceratops vs. Pentaceratops, cine o să câștige oare?
Bă, asta chiar o luptă interesantă. Dar depinde, ăla, al meu își cam ia mult damage, al meu își cam ia mult damage. Hopa. Băi, de ce și al meu mai mult damage? Băi, ce nivele pentru acea autopsul ăsta? Mi-a făcut să poți dai click pe ei să le vezi nivelul la oponenți. Baga, atac, hai. Alo, de ce mi-a, al meu ia mai mult damage? Nu e corect. Hai, frate, cum n-ai bau alții pentru acea autopsul mai bun decât ai mei? Aaaa, eu mereu dăsam cei mai slab, frate, nu-i corect. Uite-l așa, aproape 2000 heal, frate, ai, serios. Aaaa, bă, ce fac acum, defense toate cele. Oh-oh. Aute, uite cât heal își dă tipul ăla, frate, uite. Deci, efectiv, asta mă distruge. Ok, bagă repede. Așa, băgăm de pe abilitatea specială sau cu naiba să-mi chestia și m-a bătut, frate. Dar de ce s-a dat mai mult damage decât mine? Headshot. Da, eu nu înțeleg, încă nu m-am prins cum funcționează metodele astea de combat și de ce el avea dinozaur mai puternic decât al meu, frate, adică Nalo, fie băi, asta e, poți să evoluezi pe Taceratopsul ăla, așa e? Poți să evoluezi ca pe orice alt dinozaur, doar că poți să-l folosești decât în arenă, corect? Bă, ar trebui să-l evoluezi, frate. E, uite, asta nu-mi place mie, frate, black screen-ul ăsta, uite, asta nu-mi place, durează prea mult. Mi se pare o prostie asta, am mai prins ceva pe aici, uite. Dăm și la astea, accept, frumos. Unde-i Pentaceratopsul meu nătărău care mi-a pierdut lupta din nou? Oh, doamne, Pentaceratopsul ăsta e un blestem. Am văzut alții că au prins tiranozaur, au prins spinozaur, frate. Pentru primul lor dinozaur de arenă. Și am prins un Pentaceratops care pântă cei mai farsă, din câte am înțeles. Growing, ia să... nu pot să-i dau growing, perfect. A trebuit să trimit un dinozaur în expediție iarăși. O să te trimit pe tine. Ce, te trimitem pe tine? Ia să vedem. Explore. E bine să trimit dinozaur să exploreze, frate. Așa, perfect. Și într-o oră să întoarce el înapoi cu minunatele habana cu să-l mesc alea. Bă, eu încă mai continuu, mai vreau să mai lupt o dată, frate. Mai vreau să mai lupt la chestia asta. Vreau să văd dacă... stai, mi s-a pus la misiune. A, nu, PvP, adică să lupt în... da, să lupt în modurile astea, știi? Dar hai să mai încercăm o dată. O să trebuia să lupt și la rank, totuși. Ar trebui să încerc să lupt și la rank, fiindcă mie îmi plac jocurile astea cu rank mai... Mai nou îmi place să joc jocuri care au rank, prea, îmi place să am un rank mare, nu știu, îmi place să fiu superior peste ceilalți. Asta e o luptă interesantă, frate, adică uite ce dinozauri au unii și uite ce dinozauri am eu. Adică, serios acum, frate. Și par amândoi la fel de proști, deci da. Ok, bagă! Și dă-i! Cu l-a aruncat, ești nebun! Am văzut cu l-a aruncat, frate, 20 de... opa, ăsta e tipul... foarte mult heal. Holy mother of god, iar aici. Uite, 2200 heal, ăla-i, hai că-l batem pe ăsta, frate. Ăsta e prea micu, ăsta e prea zabă, îl batem, hai că se poate, hai că se poate. Nu cred că prostul ia avantaj. Prostul câștigă avantaj în fața mea, nu se poate. Mai mult heal am Pentaceratop. Deci nu cred că mă bate ligioana asta. Dă-i Pentaceratopsule, ăsta are atacul mai rapid. Haide, ăla-i, dă-i cu abilitatea aia. Mă bate și ăsta, frate, mă, serios. Ok, dă-i repede. Bă, frate, te stai mână rapidă la chestiile astea aici. Că e contra timp, oarecum, știi? Uite cât damage dă raptorul ăsta, frate, și eu nu pot să dau. Bă, ești nebun la cap. Haide, defense și heal, haide. No, nu cred. Mă cam arde prostul, da, și-a dat 1000 heal. Nu, hai, frate, serios. Cum obțin și eu niște dinozauri de ăștia? Cum pot să obțin dinozauri ăștia? Nu înțeleg. Uite asta nu înțeleg eu, frate. Cum pot să obțin mai mulți dinozauri de ăștia de arenă? E un summon special sau ceva? Habar nu am. Vreau să obțin mai mulți dinozauri de arenă, dar nu știu cum. Aia e întrebarea mea. Cum obțin mai mulți dinozauri de arenă? O întrebare care să probabil să răspundeți voi, dar între timp o să cer. Hai să cer să-mi dau și o seama, frate. Oare sunt șanse rândă să spice unul sau cum vine asta, frate? Blessings, uite, astea sunt, da, îți pui imunitate pe sau nu te poate ataca nimeni, chestii, ia să vedem, unde-s dinozaurii adă? Deci, în partea asta trebuie să fie dinozaurii de arenă, frate, deci aici unde-i Pentaceratopsul ăsta, în partea asta. Cum obțin mai mulți? Cum obțin dinozaurii de așa de arenă? Ia să vedem, switch. Attacking Dino, Defending Dino. Da, aici n-am nimic. Ia să vedem Defending Dino, nici aici n-am nimic. Nu înțeleg. Ok, deci ăsta e sigur.
Pentachat 8 Strength, arată mișto rău de tot, frate. Holy mother of gosh, că-i ținut cu Tiranozaurul ăla, l-am luptat noi în episodul trecut. Și aici Defending Dino la fel. Dar care e diferența între Defending și Attacking Dino? Abar n-am. Nu fac diferența, frate, nu pot să-mi dau seama. Să zic niște chestii pe care încă nu le-am înțeles și încerc să-l dau eu de cap, dar nu prea mi iese, știi? Și întrebarea mea, cum obțin mai mulți dinozauri de ăștia, frate? Cum obțin? Uite-te și tu, mă chinu să câștig și o luptă de asta, deci... Eu câștig una din 5 sau una din 10 lupte de astea în arena asta aici. E foarte greu, frate. Și nou, stegozaur. Adică, uite, frate, vezi? Alții au dinozauri mai mișto decât aia. Eu am un pentaceratops, frate, serios acum. Pare puțin ca slab stegozaurul ăsta, dar nu e... Da, e foarte slab stegozaurul. Na, nu e. Deci... Îmi retrag tot ce am spus până acum, frate. Uite cât de slab este stegozaurul ăsta. Ce e nivel 1, cumva? Holy mother of God, nici măcar n-avea nevoie să folosesc chestiile astea. L-am bătut direct. Uite, vezi, despre asta vorbeam, frate. Adică, ajung într-un punct anume unde... Na, uite, dau de fraier dintre ăștia. Fraier mai mare decât mine. Dar totuși, cum obțin ăștia alți dinozauri de turnă? Adică, alți dinozauri de ăștia de arenă. Bună întrebare, evident că o să răspundeți voi, eu continuu să-mi pun întrebări de astea, dar o să răspundeți voi în comentarii și o să zice Terex e o metodă foarte simplă, te duci acolo și faci așa și după aia dergi așa, după aia te duci acolo și faci acolo, după aia termini acolo și te duci acolo. dar chiar aici nu ar fi dinozauri de arena, astea așa la market aici. Ia să vedem, summon points market, summon points, dar chiar, aici numai dinozauri slab sunt aici. Aici ce, arena market. Uite arena market, ești nebun? Asta e, uite, vezi, arena market. Și aici poți să procuri dinozauri buni, sau shard-uri de la dinozauri buni. Și uite, 250 cu 250. Putem să avem un spinozaur. Ia stai așa, stai că sunt doi spinozauri aici. What? De ce doi spinozauri? Wait, what? De stai așa, unul e de defending și unul e de... Stai așa, deci ăsta de ce? Spinozauri, ia să vedem. Holy mother of God, cum arată asta, frate, arată nemaipomenit! Dar stai, unde zice că e ăsta de cine ai bai, de attack sau e rage? Dar nu văd diferența, frate, adică... Uite, sunt doi spinozauri aici, dar care e diferența și... Cui pasă de diferență? Screw it, get them all! Wait, what? Pot să cumpăr o singură dată. Hai să luăm 10 sharduri atunci, să fie, știi? Bă, și poate am noroc și o să mai apară și pot să mai au 255 sharduri, ai nevoie de 20 de sharduri, frate, 20 de sharduri. Asta însemnând, uite frate, uite, astea sunt chestiuțele, uite, vezi, arena points. Interesant, arena points can be used in the market to purchase arena dino shards. Deci când câștigi o luptă acolo în arena aia, câștigi și niște bănuți de așa special cu care poți să cumperi shard-ul pentru dinozaur. Ok. Terex a înțeles acum. Ok, am început să mă prind. Destul de greu, dar am început să mă prind. Ia să vedem spinozaurul ăla unde n-ai bofi. Bă, unde vezi spinozaur? Unde vezi shard-ul pentru spinozaur? What? Ce n-ai avea asta? Quetzalcoatl? Mișto. Nu văd spinozaurul, frate. Uite-l aici. Ok, spanul și uite, vezi, am deja 10 sharduri. Îmi mai trebuie încă 10, încă 10, frate. Deci asta înseamnă să mai apară de două ori spinozaurul ăla. De două ori oferte aia cu spinozaurul aici. Bă, dar îmi pare că nu pot să cumpăr de mai multe ori, frate. Chiar e nasoală chestia asta. O metodă să te facă să joci mai mult, frate. O metodă să te facă să joci mai mult, ca un disperat, știi? Dar în fine, hai să mai mergem, să mai facem o luptă. Fiindcă îmi place prea mult, frate. Îmi place prea mult PvP-ul ăsta de dinozauri, e prea mișto. Cine știe, uite, am descoperit niște chestii noi, adică avem niște bănuți special cu care putem să cumpărăm dinozauri, asta e foarte tare, frate. Opa, mă bat cu un aripatul ăsta în Jurassic World The Game, Pentaceratops ar avea avantaj. Bă, și pare că și aici am avantaj, oarecum, că e tipul ăsta slab. Ok, oarecum suntem puțin cam egal, puțin așa, dar nu prea mult. Ok, jos cu tipul ăsta, hai Pentaceratops, hai că poți să-l bați. Dă-i în gură, dă-i în cioc, de fapt, nu-i da în gură, dă-i în cioc. Ok, pune niște chestii de defense, pune niște chestiuțe frumoase acolo. Sclipitoare care nu prea știu, ușa, da heal nebun. Tu dai heal aici, mă, lasă că te rezolve pe tine. Uite, niște heal, perfect. Ok, băgăm și abilitatea specială repede, ce contratim, frate, te miști foarte repede, știi? Iar îți dai, mă, heal, mă, stai, mă, nu-ți mai da heal, dă-te dracu de aici, lasă-mă să te dobor.
Dă-te în pui mea să cât heal îmi dau din chestia asta, 1000, ok, deci un... Deci un... chestia de asta de aici, ce îmi dă mie jos aici de heal e cam 500. În jur de 500, uite, uite, vezi? Acum trebuie să-mi dau vreo 1600, a, da, uite, funcționează. Deci în jur de 550-600 așa chestia asta pentru heal. Și cu cât sunt mai multe, cu atât mai mult heal, perfect. Doboară, ăla mă, critică! Jos cu cioara, ia uite-l, uite-l cum pic acum, fii atent, bum! Asta-i un pteranodon, da, asta-i un pteranodon. Care și-a luat-o rău de tot pe coajă de la T-Rex și pentru acel topsul său. Uite, și aici am primit bănuți dintre ăștia. Și aici, și astea sunt un fel de lupte cu rank, frate. Uite, vezi că am primit 10 puncte de rank. Bă, e șmecher, îmi place, în sfârșit am început să câștig și eu. Și pot să-mi cumpăr shardul pentru tiranozaur, acolo am văzut o grămadă de chestii interesante, frate, deci... m-am prins o chestie, stai că m-am mai prins o chestie. De ce costă shardurile pentru Spino? Acolo atât puțin vă întrebați. Probabil vă întrebați, de ce costă shardurile din Dino Market, din Arena Market? Costă mai puțin decât un spinozaur, ei bine, la un spinozaur pentru arenă, doar în arenă. Și spinozaurul cu care mergi în raid-uri și în astea, în PvP-uri și în astea acolo, așa. Ei bine, alea... Ăla e un spinozaur mai dezvoltat, ăla e mai puternic. Ăsta e un stego puternic, frate. Ba, nu e deloc puternic, e evoluat, dar nu e puternic. Ok, deci, cred că am descoperit cel mai slab dinozaur din PvP arena, din Dino arena asta. Stegozaurul pare să fie cel mai slab, adică uite cât de ușor dobor, frate, pe asta nici măcar nu trebuie să folosesc punctele alea ce-mi dau eu acolo abilitățile alea. Săracu' e mult prea slab, ești nebun. Foarte slab Stegozaurul, dar îmi place cum arată, uite ce modele frumoase are. Și jos cu el, ia uite-l cum stă acolo la pământ, săracul, trist. Într-o niște pete de sânge acolo sau ce-o fi alea, pete roșii de sânge. Împrânt, umilit, distrus de T-Rex și pentru acela topsul s-au retardat. Bă, am început să câștig, ești nebun, e mișto. În sfârșit câștigă și T-Rex la ceva. Nea, nu chiar așa, acum o să dau de unul tiranozaur de cine știe de ce nivel și o să mă facă praf și pulbere. Încă o dată, hai să mai luptăm o dată, e mult prea restrictiv, frate. Bă, dar presupun că următorul episod o să avem un spinozaur. Un spinozaur de arenă, un spinozaur de... Aoleu, că vorbeam de Spino, frate. Dumnezeu, hai să vedem cât de puternic e tipul ăsta. Sincer să fiu, Pentaceratopsul, parcă Pentaceratopsul meu are mai multă putere decât spinozaurul ăsta, serios. Dar bine, poate să fie... Ne, nu chiar. Bine, spinozaurul ăsta e bun de atac, frate, uite-te la el câtă forță are, ești nebun. E o mașinărie, dar parcă... Când temești de tipul ăsta. Bă, e puternic, n-ai ce să-i zici. Abar n-am ce nivele, frate. Mi-ar plăcea să pot să fac ce nivele dinozaurul din adversarul. Știi, ar fi fost să mișto să ai o chestie ca asta. Știi, ca cum e joat Square de King. Sau să poți să pui mai mulți dinozauri, știi? Să poți să pui mai mulți dinozauri. Să pui 3 dinozauri în luptă, gen. Mă distruge tipul ăsta. Da, mă bate rău de tot. Am abilitatea asta, gata. Haide, dă-i în el. Dar dă-i în el, dar degeaba dau în el, frate, că de-abia am trecut, nici de jumătate de viață nu pot să-l depășesc. Ok, și uite, există ceva tipuri de avantaje aici, în funcție de chestiile astea, de abilitățile astea pe care le folosim aici jos, vezi? Go! Mamă, ce greu face față lui spinozaur, frate. E putere, frate, n-ai ce să-i zici. Depinde, poate și nivel mic acum, că dacă era, poate dacă e nivel, critică. Dar cred că dacă era nivel mai mare spinozaurul ăsta m-ar fi bătut mult mai ușor, dar cred că e pe undeva la nivel 5 sau ceva de genul. Dar n-am ce să zic, că arată șmecher și e și puternic, frate. Am pierdut 5 puncte, bă, nu mi-a bănuț așa pentru arena asta, știi? Dar mi-a câte 5 puncte de rang, ceea ce e destul de ok. Adică nu-ți ia mai mult, gen, știi? Să câștigi 10 să-ți ia 20 sau ceva de genul, știi? E decent. Mă întreb oare când o să apară update-ul ăla, practic, fiindcă o să se lanseze și creaturile acvatice, știi, update-ul ăla, practic, după vreo câteva ani, dar o să se relanseze curând. Orice caz, hai să faci două raid-uri de-astea obișnuite, frate, două raid-uri de modă veche, ca să completăm și misiunea aia. Știi, uite un sătuc care e deja în flăcări, ar fi păcat să dau și o navală peste el și să-l distrug de tot. Hai să o facem, frate, cu Alberto la înaintare. Bă, și mi-a lăsat voi, vă mi-a aduc aminte că v-am cerut sugestii pentru numele lui Diplodocus și mi-a lăsat voi o grămadă de sugestii pe acolo. Tot fel de nume interesante. Păcat că nu mai mi-aduc aminte niciuna. T-Rex, ia-ți un memo plus data viitoare.
Și din nou lungul black screen. La unii rămâne așa, frate. Deci efectiv la unii rămâne așa blocat și să treci acolo ca și cum ar fi pierdut raid-ul. La mine nu știu, durează o veșnicie până funcționează. Uite, deci tu. Mai sunt câteva erori în jocul ăsta, câteva erori în sistem care nu au fost reparate, care probabil să se repare în update-urile viitoare, cine știe, sau să se strice mai rău jocul, depinde. Ok. Hai că e destul de ușor aici. Băgăm puțin rage aici, niam. Ok, încă o dată. Are răgnetul de tranzoar, frate, e șmecher. Albertozoar ăsta arată chiar ok, frate. Stai, există în Jurassic World Game Albertozoar? Chiar asta încercam să-mi aduc eu aminte. Nu există, în Jurassic Park Builder există. Dar totuși ăsta din Tiny Dino arată mult mai bine. Și am câștigat foarte easy peasy lemon squeezy. Uite, și am primit niște piatra, am primit niște lemne, uite, primim tot fel de resurse, de materiale. Care să ne ajute pe noi să evoluăm în viitor. Bă, și am zis eu că vreau să fac o bandă, frate. Vreau să fac o bandă care să intrați voi aici, să intru eu și cu Terexani, știi? Să ne facem propria noastră bandă, propriul nostru clan. Și să se numească, habar n-am, frații Agheu sau ceva de genul, știi? Mai schimbăm în frații praști, o ducem în frații Agheu. Și asta la fel de ușor, ia să vedem, uite, un stat parțial distrus, bă, da. Pare puțin ca în TAF. Ia să punem, nu. Bă, uite cât de mare diplodocus ăsta, ești nebun. Bă, deci, chiar îmi place să stau așa să mă uit la dinozaurul ăsta, să văd cât de bine arată, frate. Să mă uit la alte jocuri, să compar dinozauri. Îmi place să compar modele dintr-un joc, dinozaurii dintr-un joc cu dinozaurii din alt joc. Și să văd diferențele și asemănările, știi? Și vreau să compar dinozauri din Tiny Dino World, care sunt niște creaturi pixelate, vai mama lor, care unii când văd jocul ăsta sunt ceva de genul, o porcărie ordinară, cine ar să juca așa ceva? Care compare cu Jurassic, îmi place să compar cu Jurassic World Game, care, mamă, grafică frumoasă și detalii și chestii și mișto. Dar realizez că Tiny Dino World are dinozaurul mult mai accurate. Mult mai bine realizat, adică uite cât de bine a atrapat diplodocus ăsta. Ok, hai să colectăm frumos punctice dintre astea. Băgăm heal, mai colectăm niște chestii dintre astea. Bă, să mișcă el încet, dar își face treaba, uite-te. Uite ce, își face treaba. Aolo, e de-aia cu apatozaurul ăsta, diplodocus. Bă, de ce zi mereu apatozaur, nu înțeleg. Pentru că seamănă cu apatozaur de Jurassic World Games, ce să fiu. Dar mă enervează pe mine chestia asta, frate, că... Uite asta cu heal-ul, frate, e foarte enervantă, vezi, îi dă heal la... gărdulețele astea și e destul de enervant, fiindcă tipul... dinozaurul meu dă puțin damage. Le dă puțin damage și... uite, mai dă și nerf la atac, frate, uite, deci tu... chestia asta de... abilitatea asta de-ți dă nerf la atac în pui mei, e foarte enervantă. Haide, uite aici cât damage le dă, uite, dacă n-au chestia de heal și de nerf. Jos, aoleu, moare apatozaurul, ești nebun. Nu muri. Aoleu, omoară, no. I-a dat cu poison, săracul, l-a distrus complet. Mai arată cât te-a tot doborât, frate, serios. Bă, ce drept am fost recompensat, adică uite, am primit de resurse. Totuși am vrut să le fur câte ceva. Am pierdut raid-ul, dar am câștigat câteva chestii, nu? Asta e tare, frate, la unele jocuri. Că pur și simplu... și chiar și atunci când pierzi, tot câștigi ceva. Asta e tare la Tiny Dino World. Indiferent că pierzi sau că câștigi, T-Rex gramatica asta te distruge. Indiferent că pierzi sau câștigi, tu tot primești ceva. Ceea ce mi se pare destul de drăguț din partea developerilor, din partea creatorilor. Ce s-au gândit? Bă, dacă e unul notarul care nu știe să joace deloc, hai totul să fie și recompensat acolo cu ceva, nu? Am făcut nivel 19, ești nebun? Ce e aici? Food hut, village structures, ok. Oh, putem să upgradăm chestia asta. Asta ce sunt, mă? A, experiență, lol. Mă uitam la chestia asta, nu știam ce îmi pui mie experiența. O, am văzut acolo în comisiune completată, ia uite. Mai mulți X-Pasauri. Spend $1 to get Dimorphodon. Mă întreb oare ce naiba să cheltui $1 în jocul ăsta? Există ceva care să cheltui un singur $1 să primești Dimorphodon și oare Dimorphodonul puternic? Oare chiar să merită Dimorphodon la $1? Asta e cea mai bună întrebare. Dar o să aflăm asta data viitoare, oameni buni, pentru că aici expiră și timpul. Nu mai sunt stare să vorbesc. Aici expiră și timpul nostru, oameni buni, așa că o să închei și acest episod aici. Deci dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați că nu ați făcut-o. Eu vă mulțumesc pentru toată atenția acordată și noi o să ne vedem ca după cei data viitoare. Pa, pa!